Cartierul Bogdan Vodă din Sighetul Marmației va fi reabilitat. Este un proiect pilot despre care s-a tot discutat în ultimii ani. De data aceasta, administrația a făcut un pas înainte, astfel că la ultima ședință de Consiliu Local aleși au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție care urmează să fie realizate aici. Proiectul prevede reamenajarea unei suprafețe totale de 7500 de metri pătrați din cartierul Bogdan Vodă, lărgirea la două benzi de circulație a străzii de legătură din interiorul cartierului, dar și amenajarea unei alei, a trotuarelor de acces, a spațiilor verzi și a locurilor de joacă. Pentru a redea locuitorilor zona completă reamenajată, este necesară însă demolarea tuturor garajelor și crearea a 92 de locuri de parcare. Avem documentația care vizează sistematizarea pe orizontală în cartierul Bogdan Vodă. Acea porțiune de teren cuprinsă în spatele blocului pe strada Bogdan Vodă, cunoscut sub denumirea de Dallas. Este o inițiativă mai veche din celălalt mandat al Consiliilor Locale Iuga Nicolae și Mihali Gavrila. Am reușit însă și să întocmim documentația. Am identificat toate garajele, toate construcțiile care se află în acea zonă. Am alocat și o sumă de bani pentru investiție în acest an, investiție multianuală. Dacă veți aproba acest proiect de hotărâre de Consiliu Local, urmează să mergem cu pași în continuare pentru a putea pregăti terenul în vederea realizării investiției. Vorbim de o investiție care va cuprinde aproximativ un număr de 80-90 de locuri de parcare, spații de joacă pentru copii, spații verzi, practic un proiect pilot, pot să-l numesc așa, în cartierul din municipiul Sighetul Marmației. Sunt identificate în mare parte garajele și construcțiile aflate în cartierele din municipiul Sighet. Colegii de la Patrimoniu Public-Privat se ocupă de acest aspect de ceva vreme. Avem pe majoritatea numere de înregistrare, numere emise de către municipiul Sighet, primăria Sighet, însă avem și surprize, verificările care le efectuăm și adesea care efectuăm la direcția venită, avem și surpriza că multe dintre aceste numere de înregistrare să nu figureze ca fiind plătitoare de taxe și impozite, respectiv nu există contract de închiriere. Desigur, nu va fi ușor să abordăm această problemă, dar trebuie să începem de undeva și avem această zonă, am identificat și proprietarii de imobili, avem pregătite adresele, totul să putem realiza această investiție. Mulțumesc! Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 1,9 milioane de lei și va fi suportată integral din bugetul local. În spatele blocului Dallas, pe o suprafață de 7550 de metri pătrați, se reabilitează întreaga zonă. Cum bine știți, este o intrare în spatele blocului Dallas de pe strada Bogdan Vodă, cea care vine dinspre Baia Mare, spre Big. O străduță pe care poți să eviți zona de giratoriu și să ieși pe strada Unirii. Străduța respectivă se va lărgi la două benzi, o lățime de 5,5 metri parte carosabile, exact cât este strada Rodnei, ca să vă faceți o idee, cu demolarea tuturor garajelor, refacerea zonelor în cauză, 92 de locuri de parcare marcate corespunzător și care pot fi scoase la licitație pentru oamenii din zonă și omul, dacă își cumpără locul de parcare numărul 62, știe că e numai lui de după masă până dimineața și în weekend, plătește un abonament anual la primărie și doar locul lui, nu-i ocupă nimeni, ca și în Cluj, ca și în orice oraș normal la cap. Refacerea spațiilor de joacă, terenul de basket, există acolo o zonă, un pic platformă betonată, acolo se vor pune două coșuri pentru basket, respectiv loc de joacă cu leagăne, cu huțuțe, cu ce e acolo, cu gardă prejmuitor la terenul de basket, tot ce înseamnă zonă modernă. Investiția costă 1,9 milioane de lei, presupunând că un pic va crește prețul, să ajunge la 2 milioane, că nu au crescut prețul în ultimele luni, s-au stabilizat. Plus spațiile verzi, mulțumesc, care vor fi reabilitate complet cu flori, cu iarbă, cu ce trebuie acolo.